Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Da, în sfârșit, CNAIR s-a decis să implementeze sistemul 2 plus 1 pe DN2, supranumit drumul morții. Este acel drum, presupun că toți știm, e drumul care leagă București de Moldova și care e un drum cumplit, are o bandă de urgență care nu e bandă propriu-zisă de circulație, dar așa e folosită. Majoritatea celor care merg pe drumul ăsta consideră că este încă o bandă de circulație, se merge foarte tare, sunt presați șoferii. Educația rutieră în România este... precară. Da, e precară și oamenii cred că știu să șofeze, au tot felul de păreri foarte ferme, însă din păcate lucrurile sunt foarte sunt total diferite. Iată ce a declarat Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR. Din păcate, configurația acestui drum nu este respectată de majoritatea participanților la traficul rutier. Configurația este o bandă pe sens cu un acostament consolidat. Banda având 3 metri și jumătate, iar acostamentul consolidat 2 metri și jumătate. Pe acest acostament, în mod normal, ar trebui să se facă doar opriri de urgență. Din păcate, el este folosit pentru circulație, declarație pentru Digi24. În weekend a mai fost un accident mortal aici, 2 morți, 3 grav răniți, o ciocnire frontală. Ce se poate face? De ani și ani de zile, opinia publică și experții în circulație rutieră cer soluția 2 plus 1. Și CNAIR anunță că acest sistem va fi în sfârșit implementat și asta. Îl las tot pe Alin Șerbănescu să explice. Vom implementa o soluție de 2 plus 1 alternativ, adică platforma drumului va fi împărțită în 3 benzi. Ea are acum 2 benzi și câte 3 sferturi de bandă pe laterale, da? Asta este tot drumul. Da. Tot drumul va fi împărțit în 3 benzi. Cum e între eforii? Da. 3 benzi de circulație și, zice domnul Șerbănescu, se va circula pe o distanță, să spunem, de 1,5 km, 2 km pe 2 benzi, după care reversibil se va trece pe o bandă. Aha. Și vor scădea și vitezele de deplasare. Acest drum nu va mai fi atât de periculos. Asta sper că se face cu separatoare de sens, pentru că dacă nu se face cu separatoare de sens, este aproape inutil ce se întâmplă. La eforie, bucata aia de care zice Luca acolo are 1 km, cred, nu știu cât are. Da, bine, și altceva, acolo se merge alternativ, adică se folosește când într-un sens, când în altul, aici e altceva. Aici. Da, aici trebuie făcute separatoare de sens, pentru că vorbim de distanțe lungi, de 10 și 10 de kilometri, peste 100 de kilometri, sunt bucăți întregi pe care se merge așa. Și dacă nu se fac separatoare de sens, aceste sensuri alternative vor crea confuzie și vor fi și mai periculoase. Dacă se face cu separatoare de sens, ok. 1,5 km, 2 km mergi normal pe un drum cu o bandă, merge unul mai încet, asta e. După care drumul se deschide la 2 benzi, cei care merg mai încet rămân pe banda întâi și după aceea restul își văd de viață. Deci, super. Dar de când? Aici suntem ușor nedumeriți, CNAIR n-a dat un termen, dar tot purtătorul de cuvânt al companiei a legat cumva această reconfigurare de momentul în care va fi dată în funcțiune autostrada A7, care va dubla acest drum și va oferi o modalitate de trafic, de ajuns la destinație mult mai sigură. Zice, prima soluție, cea mai viabilă, spune domnul Șerbănescu, este construcția autostrăzii 7. Anul acesta, spune el, se va circula pe 130 de kilometri din A7. Iar anul viitor, toată A7, de la Ploiești până la Pașcan, va fi finalizată. Și acum, sincer să fiu, inițial m-am gândit că e vreo eroare de transcriere sau ceva, dar omul chiar așa zice. Fiți atenți! Anul acesta vom finaliza și se va circula pe 130 de kilometri din A7, iar anul viitor, toată A7, de la Ploiești până la Pașcan, va fi finalizată. Mă, aia are vreo 400 de kilometri, cred. Toată autostrada asta. Adică eu nu am mare îndoiel că se va circula pe 130 de kilometri din A7 anul acesta. Eu așa am auzit. Eu am pune îndoiel, mi-aș dori foarte tare, dar Asociația Pro Infrastructura susține că sunt slabe șanse să se mai dea ceva în folosința anul ăsta. Până acum doar pe 17 se circulă, pe centura Bacăului. Bă, ar fi foarte tare, 130 de kilometri. Sincer să fiu, îmi doresc să aibă dreptate. Îmi doresc să nu se fi înșelat, să nu ne vândă gogoașe. Da. Dar oricum nu înțeleg de ce ar trebui să așteptăm să se termine A7 ca să se facă sistemul 2 plus 1 pe drumul morții. Asta era un lucru care trebuia făcut încă de acum 10-15 ani. Categorie. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine.
Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.